Stimați colegi, eu vreau să vă spun o simplă informație. Stimați colegi, aveți posibilitatea să discutăm aceste subiecte de o manieră legală, regulamentară și civilizată. Vreau să vă spun un lucru. Dacă dumneavoastră încălcați regulamentul, eu voi supune imediat votului, potrivit regulamentului, aceste două proiecte de hotărâri. Domnul Popa, vă rog. Vă rog, domnul Popa. Domnul Popa, eu vă rog să luați loc. Acum, stimați colegi. Stimați colegi, în aceste condiții eu pot să propun... Domnul Popa, rog să luați loc. În aceste condiții anunț o scurtă pauză de 10 minute pentru ca colegii noștri, ascultați-mă, rog. Aveți două scenarii pe care vi le propun. Orică noi examinăm de o manieră normală această ședință, aceste chestiuni. Dacă nu, în acest caz regulamentar, eu voi procede la supunerea votului și aprobarea acestor două proiecte de hotărâre a Parlamentului. Anunț pauză de 10 minute pentru ca colegii din opoziție să poată să consulte la aceste subiecte. Mulțumesc! Reluăm ședința la orele 12:25.